3 martie Încercuit de un curcubeu Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie și-a dea cineva și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu. Apocalipsa 4 cu 2 și 3 Curcubeul făgăduinței care înconjoară tronul de sus este o mărturie veșnică pentru faptul că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16 acesta mărturisește Universului întreg că Dumnezeu nu-și va părăsi poporul în lupta pe care o va duce cu răul. Pentru noi este o asigurare că vom primi tărie și protecție câtă vreme va exista tronul însuși. Așa cum arcul de culori din nor este format din lumina soarelui împreună cu stropii de apă, și curcubeul care înconjoară tronul reprezintă puterea compusă din milă și dreptate. Nu numai dreptatea trebuie menținută, ci și mila, căci lipsa acesteia ar eclipsa slava curcubeului făgăduinței de deasupra tronului, iar omul nu ar putea vedea decât pedeapsa pentru calcarea legii. Dacă nu ar fi dreptate și nici pedeapsă, nu ar exista nicio stabilitate a cărmuirii dumnezeiești. Prin contopirea judecății și milei, se poate obține mântuire completă, deplină. plină. Fuziunea celor două ne face, în timp ce privim pe răscumpărătorul lumii și legea lui Jehova, să exclamăm Bunătatea ta m-a făcut mare! 2 Samuel 22 cu 36 Știm că Evanghelia este un sistem perfect și complet, care dezvăluie caracterul neschimbător al legii lui Dumnezeu. Mila ne invită să intrăm pe porți în cetatea lui Dumnezeu, iar dreptatea s-a pentru a-i acorda fiecărui suflet credincios privilegii de pline, ca membru al familiei regale, ca fiu al împăratului ceresc. Să privim prin credință la curcubeul din jurul tronului, la norul păcatelor mărturisite din spatele lui. Curcubeul făgăduinței este o asigurare pentru fiecare suflet credincios, smerit și zdrobit, că viața sa este una cu Hristos și că Hristos este una cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu va cădea asupra unui suflet care caută refugiu în el. Însuși Dumnezeu a declarat, când voi vedea sângele, voi trece pe lângă tine. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el, ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic. Exodul 12 cu 13 și Geneza 9 cu 16.